Până atunci, un fost hoț de locuință a devenit primul român care a aderat la cea mai temută grupare teroristă. Ionuț Cătălin Bălan, devenit Ibrahim, a fost reținut de ofițerii de la crimă organizată și acuzat de propagandă în numele statului islamic. Surse din anchetă susțin că ar fi plănuit cu ISIS un atentat asupra bazei militare Mihail Cogălnicianu, despre care spunea că va deveni iadul. La 39 de ani, românul jihadist ar avea legături cu creierele masacrului de la sala de concerte Bataclan din Paris, unde 90 de oameni nevinovați au fost uciși în noiembrie 2015. În România era Ionuț Cătălin Bălan, un host de locuință cu un trecut violent. În Franța, în închisoarea unde a fost în detenție pentru furt, a devenit Ibrahim, un soldat loial al ISIS, pregătit să ucidă în numele războiului sfânt. Persoana radicalizată într-un stadiu atât de avansat este de obicei dispusă să meargă până la orice fel de sacrificiu pentru a se alătura războiului jihadist. M-a chemat în Franța și când m-a dus el deja era convertit. Eu nu știu cum s-a întâmplat și de ce. După ieșirea din închisoare, a aderat la o celulă teroristă din inima Parisului, aceeași grupare de islamiști radicali care a plănuit și executat atacul sângeros din clubul Bataclan. Nu este un lup singuratic. Avem informații în acest moment că a intrat în contact direct cu persoane dintr-un grup salafist și jihadist care are directe conexiuni cu organizația Daesh din Siria. Deși în 2015, la data atacului, era deja în România, Ibrahim ar fi păstrat legătura cu fuștii camarazi, alături de care ar fi pus la cale un atac terorist la baza militară Mihail Cogălnicianu, spun surse din anchetă. În anul 2015 acesta este bănuit că ar fi studiat căile de acces și modalitatea de îngrădire a unei unități militare din România cu scopul de a trimite aceste informații către o grupare teroristă dintr-un stat al Uniunii Europene. Este în atenția noastră de o perioadă de circa 2 ani. A fost monitorizat pentru infracțiuni de propagandă jihadistă și salafistă. De ce abia acum în 2017? Din rațiuni tactice. Înseamnă din rațiuni tactice? Din rațiuni tactice înseamnă că până acum a fost monitorizat. S-a încercat să vadă cu cine a legătura și așa mai departe. În această dimineață, Ibrahim a fost reținut de procurorii de la crimă organizată, iar locuința sa din Argeș a fost percheziționată. Au controlat peste tot, și prin poduri și peste tot, așa. Ce căutau? A zis că dacă are un drapel din ăsta de musulman. În camera din spatele meu, bărbatul făcea în fiecare seară rugăciuni, iar tot de aici anchetatorii au ridicat fragmentele de Coran, dar și hainele specifice musulmanilor. Mai mult decât atât, în această cameră a fost găsit și calculatorul pe care bărbatul îl folosea să se logheze pe rețelele de socializare. Ibrahim a fost reținut pentru 24 de ore și va fi acuzat de propagandă teroristă. Riscă 15 ani de închisoare. Tot astăzi, în mai multe țări europene, mai mulți suspecți de terorism și imami radicali au fost arestați.